Așa cum să deschidem Sfânta Cartea lui Dumnezeu, Sfânta Biblie, la pagina 924, la prima Evanghelie, Evanghelia după Matei, la capitolul al doilea, de unde vom citi pentru întâlnirea din această seară primele 12 versete. Precizez faptul că lumea creștină e obișnuită cu paragraful acesta biblic să-l audă la finele unui an. Însă dați-mi voie să vă amintesc că textul Bibliei din această seară este mai actual ca niciodată. Și știți de ce? Auziți cum începe. După ce s-a născut cine? Isus. Te întreb pe dumneata care asculți Evanghelia în această seară. Dumneata trăiești înainte de nașterea lui Isus sau după? Așa e că noi doi, eu și cu dumneata, trăim după întruparea lui Iisus. Așa că textul acesta am putea să-l citim în orice împrejurare a vieții noastre. Indiferent de anotimp, indiferent de zi, că e dimineață, că e seară, că e noapte. E valabil pentru noi și prin el să ne vorbească Domnul seara asta. Așadar, cu reverența cuvenită și cu respectul necesar să ascultăm Evanghelia din această seară de la Matei, capitolul 2, primele 12 versete. 924, reamintesc pagina în Sfânta Biblie. După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Rod, iată că au venit niște magi din răsări la Ierusalim și au întrebat Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsări și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia i-au răspuns ei, că iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai nesemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci roda a chemat în ascuns pe mat și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arăta steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, Duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut. De ce? De bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și vă rog să rețineți următorul detaliu, este aici un cuvânt dintr-o literă și ei, cu I mare, I s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și din nou I mare. I-au adus daruri, aur, tămâie și zmirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în visă numai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Îmi doresc ceva după întâlnirea de evangelizare din această seară să ne dea și nouă Dumnezeu în științări. Dacă îl rog ceva pe Dumnezeu în seara de față, să nu dea la nici care care e prezent la închinare în această seară în vis vreo înștiințare, ci să ne dea prin Evanghelia Lui în tuturor în această seară. Pentru vise este timp într-o altă conjunctură, nu la biserică. Acum să ne vorbească Domnul prin Sfânta Evanghelie, că El are mare putere și autoritate. Înainte de a proclama cuvântul lui Dumnezeu, să-mi fie îngăduit să înalți o rugăciune către cel prea înalt. Tatăl nostru din ceruri, este mare har că în seara aceasta de vineri 8 martie 2024 stăm în casa ta de rugăciune în Biserica pentecostală Golgota din Hunedoara și zicem lăudat să fie numele tău. Mulțumim că ne-ai păstrat cu viață, ne-ai păstrat cu sănătate. Mulțumim că ai fost în activitatea de peste zi cu noi. Ai fost cu noi în călătorie spre casa de rugăciune. Și apoi, Doamne, ai pregătit întâlnirea din această seară ca o oază duhovnicească pentru sufletul nostru. Mulțumim că aici Duhul Tău ne-a cercetat, aici ne-ai vorbit prin versurile de cântare, ai cercetat deja gândul și inima noastră, Doamne, și ai pregătit terenul pentru proclamarea Evangheliei tale. Cuvântul tău este adevărul, Doamne. fă folositor sufletelor noastre în această seară. Prin el să ne cercetez conștiința, inima, Doamne. Și în seara aceasta, în sanctuarul bisericii Golgota din Hunedoara, să se ia decizii înțelepte de împăcarea oamenilor cu tine, de predarea vieților în mâna ta, de întâlnire cu tine în seara aceasta. Și în urma întâlnirii cu tine, Doamne, să-și dorească să nu se mai despartă niciodată de prezența ta. Doamne, tu să lucrezi minunat în Sufletul oamenilor, în casa lor, în viața lor, Doamne, Dumnezeule. Seara aceasta este o seară binecuvântată de Duhul tău, de prezența Cuvântului tău. Și îți mulțumim, Doamne, că vei lucra în seara aceasta. Toată slava să fie a Numelui tău te laud și îți mulțumesc pentru cuvântul tău care este viu, adevărat și lucrător și care în seara aceasta va străpunge inim, ne va sensibiliza viața și vom decide într-un mod înțelept ceea ce trebuie să decidem. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, fiindcă m-am rugat în numele scump și prețios al Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. Vă invit cu tot respectul să vă reașezați. În luna februarie anul acesta, nu mai rețin exact data, știu doar că era o, o zi de miercuri după amiaza, am primit un mesaj pe telefon, pe WhatsApp, era o imagine și în imaginea aceea era următorul mesaj. Imaginea a că într-o zi vei ajunge în Raiul lui Dumnezeu și cineva se va apropia de tine și îți va zice următorul lucru. Mă aflu aici. În raiul lui Dumnezeu, alături de tine, fiindcă atunci când ai fost în viață, pe pământ, nu ți-a fost rușine să-mi vorbești despre Domnul Isus Hristos. Am bătut drumul spre dumneavoastră de la Banat, de la Jebel până acela une doară și sunt cu dumneavoastră în această seară, fiindcă vreau să proclam în mijlocul adunării dumneavoastră în seara aceasta cel mai minunat nume. Care a fost cel mai cântat în această seară, cel mai auzit, cel mai proclamat, numele lui Sus, Hristos, binecuvântat să fie El. Îmi doresc ca într-o bună zi să vă am pe toți dintre dumneavoastră în Raiul lui Dumnezeu lângă mine. Și îmi doresc ca și dumneavoastră în ziua aceea să mă aveți pe mine în Raiul lui Dumnezeu lângă dumneavoastră. Trăim, dragilor, într-o lume a căutărilor neobișnuite. Și dați-mi voi în introducerea mesajului din această seară să vă prezint câteva căutări neobișnuite ale oamenilor. N-am să spun că sunt rele sau bune, ci doar neobișnuite. Și de la pasul acesta vă voi conduce spre o altă căutare neobișnuită, la care vom poposi mai mult în această seară. Observați dumneavoastră, trăim într-o vreme în care sunt oameni pe planeta numită Pământ care vor de pe această planetă să ajungă pe planeta anumită Marte. Cheltuiesc timp, cheltuiesc resurse și nu puține. Oameni care vor să ajungă pe Marte. Și am zice noi în seara de față, o căutare ne auz de pe pământ să ajungi pe Marte. O căutare neobișnuită. Știți că sunt oameni care tot mai mult în ultima vreme caută să înlocuiască inteligența umană nativă pusă de Creator în om cu... Știți cu ce fel de inteligență? Și am zis că căutările astea sunt neobișnuite, n-am zis că sunt rele sau bune n-am să le definez. Vă spune unul în această seară care în ultimii ani a făcut cercetări în domeniul acesta, ba chiar am scris într-una dintre cărți, împreună cu un coautor, pe latura aceasta, dacă s-ar trezi bunicul sau bunica din mormânt și ar auzi lucrul acesta de neimaginat pentru ei, ar zice, wow, nu se poate. L-auzam pe Zuckerberg, de la Facebook, Săptămânile trecute spunând că prin inteligență artificială lucrează la un program, ca într-o bună zi, omul doar gândindu-se la ceva anume, prin gândul lui să poată transmite mai departe un mesaj. Nu mai stai să tastezi, poate ești la volanul mașinii, poate ești prins cu treburi. Pur și simplu te-ai gândit la ceva și mesajul se transmite automat. Și noi zicem de neimaginat, ceva neobișnuit. Oamenii fac eforturi în ultimii ani și se caută oarecum să se oprească încălzirea globală. Ați auzit, poate? Nu? De lucrul acesta. Nu știu dacă se va reuși sau nu. Mă gândesc la străbunica mea sau la străbunicul meu. Eu nu i-am prins în viață, dar ei nici nu au auzit de așa ceva. Dacă s-ar trezi din mormânt, ar fi nu doar șocați sau impresionați se vehiculează tot mai des și probabil aici se va ajunge la scoaterea banilor cash de pe piață, înlocuiți cu altceva. Poți să-i spui la bunicul și la bunica că dacă ei ar fi în viață, n-ar mai putea merge la magazin să cumpere o pâine, un salam, un unt, cu bani cash. Sau că într-o zi nu vor mai avea, cum știau ei, buletin. Noi știm de carte de identitate. Au să nu mai folosești totul să fie digital căutări neobișnuite. Ei, în seara asta am venit până la Hunedoara, nu despre căutările acestea neobișnuite să vă vorbesc, ci despre o altă căutare, la fel de neobișnuită, în special pentru lumea în care noi trăim, și anume, să-L cauți pe regele regilor, pe Domnul Domnilor, pe cel mai mare dintre toți, pe Domnul Isus Hristos, pentru lumea care noi trăim în 2024, este neobișnuit, oameni buni. Pe păi dumneata știi că în seara asta puteai să fii în alte 10.000 de locuri și nu aci la Golgota, în Biserica Domnului la Hunedoara? Nu e așa că ai fi avut atâtea oportunități, o paletă largă cu oferte. Să-i spui omului că cea mai importantă căutare în 2024 e să-L caute pe Domnul Isus Hristos. Mulți ar zice, ho, oh, oh, ai probleme grave. Știți cum zic românii? La masartă într-o lume în care căutarea aceasta după Dumnezeu este neobișnuită. În seara aceasta de 8 martie 2024 am venit la dumneavoastră tocmai despre aceasta să vă predic, despre regele care trebuie căutat. Și întrebarea se pune în această seară, cum trebuie să-L caut pe regele Iisus? Cum trebuie să-l cauți dumneata din auditoriu pe acest rege al regilor cu numele Iisus Hristos? Oarecum? Și ne vom uita la primii oameni care l-au căutat pe Domnul Iisus Hristos după venirea sa în lumea noastră. Apropo, oameni buni, știți că Iisus Hristos a născut rege, El n-a devenit rege peste ani, El s-a născut așa. Niciun rege al pământului care a trăit vreodată sau care trăiește la ora aceasta, niciunul dintre le regii lumea acesteia nu s-a născut rege. Singurul care s-a născut așa este Isus. Păi ați văzut dumneavoastră vreun inginer să se nască inginer? Ați întâlnit vreun doctor să se nască doctor, vreo femeie de serviciu să se nască femeie de serviciu, vreun pompier să se nască pompier, vreun tâmplar să se nască tâmplar. Oamenii au ales între timp în viața aceasta ce se devină, ce să se facă. Toți ne-am născut copii. Singurul care de la naștere, de la venirea sa în această lume, a primit titlul acesta de rege, este Iisus Hristos, lăuda să fie numele Lui în seara aceasta. Și o cântare creștină mai tinerească spune așa, Iisus e rece, domn peste toate, vrenic de laudă, nimeni, auziți, nu este ca El. Nimeni, absolut nimeni nu este ca acest rece. Și întrebarea se pune în această seară de vineri, 8 martie. Cum trebuie să-L căutăm noi pe Regele Isus Hristos. Și, în primul rând, ne vom uita în această seară la perioada în care acești oameni, acești maci, l-au căutat pe Regele Isus. Știți că sunt două expresii, chiar la începutul textului, peste care noi trecem în mare grabă, care sublinează expresiile acestea. Care a fost perioada de timp? în care oamenii ăștia l-au căutat pe Domnul Isus Hristos. Avem prima expresie, chiar la începutul textului, în prima parte a versetului întâi, după ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeia. Afirmația aceasta biblică sublinează faptul că abia după ce Dumnezeu și-a concretizat căutarea sa după omul pierdut, abia după aceea noi oamenii îl căutăm real pe Dumnezeu. Vedeți, noi ne-am adunat în această seară aici la biserică să-L căutăm pe Domnul Isus Hristos. Magi odinioară l-au căutat pe Mântuitorul Isus Hristos. Însă dați-mi voie să subliniez un mare adevăr în această seară. Înainte de a-L căuta ei altădată, înainte de a-L căuta Dumneata în această seară, ne-a căutat El, Dumnezeu în însuși, întruparea Fiului Său. Binecuvântați-vă numele! Niciun om nu l-ar fi putut căuta real vreodată pe Dumnezeu și cunoaște cu adevărat dacă Fiul Său, Domnul Isus Hristos, n-ar fi venit în lumea noastră. Cu alte cuvinte, perioada de timp în care oamenii pot să-L caute pe Domnul Isus Hristos, am putea să o numim foarte simplu în această seară. Știți cum? Perioada Harului. Perioada Harului. Apropo, știți cine a adus harul în lumea noastră? Vă aduceți aminte ceea ce ați citit Sfânta Scriptură? Știți că harul a intrat în lume prin persoana Domnului Iisus Hristos, prin acest mare rege? Odată cu venirea sa în lumea noastră, omenirea a avut acces la harul lui Dumnezeu. Ce învățăm din asta în această seară e că oameni buni, omul, eu și cu dumneata, putem să-l căutăm pe Domnul Isus Hristos într-o perioadă de timp numită har. Dar cineva poate-și pune întrebarea în seara aceasta: ce înseamnă cuvântul ăsta har, că tot l-am auzit? Unii își pun număr la mașină, ați văzut? HD, niște cifre și cuvântul Har. Alții TM, niște cifre, cuvântul Har. Alții CS, de la caraj niște cifre, cuvântul Har. Într-unele -un case văd tablouri frumoase și pe câte un tablou, în mijlocul tabloului, cuvântul ăsta Har. Și omul se întreabă ce înseamnă har. Simplu, har înseamnă într-o traducere liberă, favoare nemeritată, dar neMeritată din partea lui Dumnezeu, să-ți ofere Dumnezeu grație mai pe românește, să ai parte de un cadou special pe care nu-l meriți de la bunul și dreptul Dumnezeu. Întrebare în seara aceasta. Merita vreunul din noi să fie aici? Dar hai să continui să vă întreb, mai profund, merita vreunul dintre noi să se întrupeze Domnul Iisus Hristos în lumea noastră? Știți că nici care nu avea meritul acesta? Chiar faptul că sunt aici și ești aici este har, adică o favoare nemeritată de care beneficiem din partea lui Dumnezeu. Și oameni buni trebuie să știm următorul lucru foarte important. Perioada asta de har ține între prima venire și cea de-a doua venire a Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. Perioada asta de timp între prima venire a Lui Hristos în lume și cea de-a doua venire a Lui se numește perioada de har în care oamenii, indiferent cum îi cheamă, indiferent de etnie, indiferent unde locuiesc, în perioada asta de timp poți să-L caute pe regele regilor, pe mântuitorul oamenilor, pe Domnul Isus Hristos. Dar textul nostru chiar la început mai spune ceva despre perioada în care oamenii aceștia, magii de altă dată, acești oameni înțelepți l-au căutat pe Domnul Isus Hristos. Nu doar că ei îl caută într-o perioadă de har. Ascultați ce spune partea B a versetului 1. Ei îl caută pe Domnul Isus Hristos, pe acest rege minunat și mare, în zilele, auziți, ale împăratului Rod. Expresia asta biblică sublinează dificultatea perioadei în care ei îl caută pe Iisus. Nu, no, nu ne transmite mare lucru expresia asta din Biblie, însă cei ce au trăit în perioada întrupării Domnului Iisus Hristos știau că în, rege, în, în, în timpul regelui Rod nu era simplu să-L cauți pe Domnul Iisus Hristos, din contră. Era foarte delicat. Era foarte greu. Erau vremuri de împotrivire, uh, vremuri de tulburare, o perioadă delicată de timp. Aduceți-vă aminte, Irod era un împărat crud, era un om foarte dur din foarte multe puncte de vedere, domnea cu brutalitate, adesea era agresiv, Irod. Istoria confirmă faptul. Că împăratul acesta dă un decret la un moment dat. Când a aflat că s-a născut un nou împărat, a aflat perioada de timp în care s-a născut, dă un decret. Și din decretul lui Rod, istoria ne transmite faptul că aproximativ 14.000 de prunci sub vârsta de 2 ani au fost uciși. Vă imaginați ce vremuri? Păi și să îndrăznești să-l cauți pe acest rece, născut de curând. Credeți că era chiar ușor? Era simplu, nici vorbă de aceasta. Acum vreau să subliniez ceva despre acest rot, ca să nu vi zugrăvesc înaintea ochilor dumneavoastră ca negru din creștetul capului până în tălpile picioarelor. Istoria confirmă faptul că el rot ca om politic a fost extraordinar de bun, foarte versat politic, a avut realizări extraordinare, numai că, în schimb, Irod era un om plin de răutate. Suspicios la orice mișcare, suspicios la orice schimbare. Nu cumva cineva să ia locul de aceea al căuta pe Iisus Hristos în zilele lui Rod, oameni buni. Nu era simplu. Era greu. Era delicat. Apropo, oameni buni, credeți că în 2024 în lumea noastră și în vremea în care noi trăim, e simplu să-L cauți pe Iisus și să-L urmezi. N-aș vrea să vă dezamăgesc în seara asta. Nu vreau să fiu nici nostalgic. Vreau doar să proclam adevărul lui Dumnezeu. Să știți că nu-i simplu. Mi-ar fi plăcut să vă spun că din seara asta începând, în fiecare zi, cer o să fie numai senin, nu o să mai aibă nimeni riduri, nu o să mai te doară dinții și măselele, nu o să mai ajungi niciodată la spital, nu o să mai ai facturi de plătit nu o să mai primești nicio amendă și aș putea continua lista cu exemple din această seară. Ei, dă voie să spun, cine se angajează să-L caute și să-L urmează pe Domnul Domnilor, pe Iisus Hristos, trebuie să știe. Nu e simplu. Există o perioadă de har în care poți să-L cauți. Perioada asta este delicată, dar ascultă-mă ceva în seara asta. Nu e imposibil să-l cauți pe Isus. Dacă magii au reușit, odinioară, cu mult timp înainte de noi, să-l caute, vestea bună pentru noi în această seară e că și noi putem să-l căutăm pe Domnul Isus Hristos. Perioada asta de timp se numește perioada de har, o perioadă delicată, dar nu e imposibil să-l cauți, să-l afli și să-l găsești pe Domnul Isus Hristos. Așa a fost în vremea magilor, identic ai Doma, este și astăzi. Știți ce spune o cântare de-a noastră creștină, mai veche, cântarea asta, dar foarte inspirată: În cer pe flori, nu poți fi dus. Când alții s-au luptat și auziți, și pentru regele, care rege? Despre care predicăm în seara de față. Și pentru regele Iisus, chiar viața lor și-au dat. Am auzit odată pe unul spunând, bărbatul ăsta are 50 și ceva de ani la ora asta, eu cu urechile mele și încă vreo câțiva l-am auzit spunând așa, zice, al urma pe Isus și al căuta pe Domnul Domnilor, e floare la urechi. Știți unde se află acest om de 50 și ceva de ani la ora asta? se scaldă în cele mai oribile păcate și fără de leci. mi și greu să le amintesc de la învonul casei lui Dumnezeu. Omul nostru a crezut că harul lui Dumnezeu aduce cu sine și vremuri ușoare în a-l căuta și a-l urma pe Domnul Isus Hristos și s-a înșelat. El a zis, e floare la ureche să mergi după Isus, să-l cauți și să-l urmezi. Știți că har, cuvântul ăsta har, nu înseamnă neapărat vremuri ușoare în a-L căuta și a-L urma pe Domnul Isus Hristos. Știți ce înseamnă har? Să-L cauți pe Domnul Isus Hristos în ciuda vremurilor, în pofida împrejurărilor nefavorabile. Asta înseamnă har, să-ți ofere Dumnezeu posibilitatea și șansa în ciuda contextului, să poți să-L afli, să-L găsești căutându-L pe Isus. Așadar, cum trebuie să-L căutăm pe Regele Iisus Hristos? Ne-am uitat în primul rând la perioada în care oamenii aceștia l-au căutat pe Domnul Iisus Hristos și am observat că perioada aceasta se numește o perioadă de har, o perioadă delicată, dar o perioadă în care Dumnezeu ne dă șansa să-L căutăm și să-L aflăm pe El. Binecuvântat să fie numele! Cum mai trebuie să-L căutăm pe Regele Iisus Hristos? În al doilea rând ne vom uita la un al doilea adevăr cu aceeași literă, cu litera P, la preocupările acestor oameni în căutarea lor după Domnul Iisus Hristos. Oare ce fel de preocupări au avut oamenii ăștia înțelepți de altă dată? Acești maci care au străbătut un drum lung până lor aflat, lor găsit pe Mântuitorul Iisus Hristos și apoi aș vrea să ne uităm la noi în această seară. Ce fel de priorități, ce fel de preocupări ar trebui să avem noi în 2024 dacă vrem să-L căutăm și să-L găsim pe Domnul Iisus Hristos? În versetul al doilea, Ni se amintesc preocupările, cele două preocupări importante ce le-au avut oamenii aceștia. i au zis ce spune textul biblic? Odată ajuns în Ierusalim, au pus următoarea întrebare acești oameni. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua, am răsărit și am venit să ne închinăm lui. Sunt două aspecte în versetul acesta din textul nostru cu privire la preocuparea acestor oameni în căutarea lor. Mai întâi, Vreau să reținți iar asta. Este întrebarea lor repetată. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? În textul nostru această întrebare apare o singură dată. În textul original știți că Noul Testament s-a scris pentru prima dată în limba greacă și apoi din această limbă a fost tradus în mai multe limbi. În textul original se subînțelege foarte clar că oamenii ăștia, odată ajuns în Ierusalim, din loc în loc, puneau mereu aceeași întrebare. Unde este împăratul de curând născut al lui Or făcut câțiva metri mai departe, din nou ori adresat această întrebare. Unde este împăratul de curând născut al lui Ei nu s-au trezit în Ierusalim sau la marginea Ierusalimului punând întrebarea asta o singură dată și ne primim răspunsul, ce folos că am străbătut drumul ăsta atâta distanță, am cheltuit energie, am cheltuit bani, numai noi știm cum am dormit nopțile, pe unde am fost cazați. Nu, nu. E întreabă din loc în loc unde este acest împărat de curând născut al iudeilor. Apropo, să fie vreo lună de zile, poate o lună și ceva, a fost în orașul Cluj într-o duminică seara să predic Evanghelia, trebuia să ajung la una din biserici și înainte să intru în Cluj am băgat locația pe telefon. La un moment dat, GPS-ul mi-a zis, trebuie să faci prima la dreapta și când mă pregăteam să intru pe strada respectivă, din stația de autobuz, chiar de lângă intrarea aceea, două autobuze au țâșnit. Și n-am mai putut să intru. M-am dus mai departe, pe banda de mers și am urmat următoarea ieșire. Și ascultam ce spune GPS-ul. Iau la stânga, la dreapta și la un moment dat GPS-ul mi-a zis la dreapta și mi-a zis și câți metri sunt până la biserică. Și când mă uit de pe asfalt, de pe șosea principală, trebuia să ies pe drum de țară. Am tras pe margine, m-am uitat, m-am dus puțin pe jos și am observat că era un cimitir cimitir în stânga, cimitir în dreapta și stradă neasfaltată prin mijlocul cimitirului. Zic, nu se poate, pe aici să ajungi la biserică. N-are cum. M-am întors la mașină, m-am urcat în mașină și prima persoană care am întâlnit-o am dat geamul jos la mașină și am întrebat zic, caut biserica Pentecostală Elim din Cluj. Nu știți, GPS-ul îmi dă undeva prin zona aceasta, dar nu o găsesc pur și simplu. Și persoana respectivă îmi zice, uh, am auzit de biserica aceasta, aici undeva mai în jos, aici, trebuie să fie biserică. Am ridicat geamul la mașină, m-am dus mai departe, am întâlnit un tânăr, dau geamul din nou jos la mașină, îl întreb, zice, mi se pare că am auzit undeva în zona asta, mai caută puțin, zice, că o să o găsești. Și am mers mai departe și tot am întrebat. La un moment dat mă sună păstorul bisericii, mă întreabă pe unde sunt și povestesc ce s-a întâmplat și îmi zice, întoarce-te înapoi și coboară pe drumul acela ce te aduce exact în fața bisericii. Apropo, cimitirul era delimitat de șoseaua asta neasfaltată, dar era cimitir în stânga, cimitir în dreapta. Pe acolo am ajuns eu, la biserică, în acea seară. Și ce îmi zice pastorul înainte să predică Evanghelia? Săteam lângă el pe scaun la biserică. Mi-a zis, noi că o zi înainte de la biserică, am mers la cimitir. Am îngropat pe cineva. Apropo, dumneata, știi că într-o zi, că vrei sau nu vrei, vei merge pe drumul acesta și eu că vreau sau nu vreau, că îmi place sau nu, într-o zi voi merge pe acest drum. Întrebarea e, l-am aflat eu pe Iisus Hristos? L-am căutat? Am avut prioritatea asta în viață? L-am găsit căutându-L? Acești oameni au fost preocupați în căutarea lor să-L întâlnească pe regele Iisus Hristos, de aceea din loc în loc, mereu și mereu, odată ajuns în Ierusalim, au pus întrebarea aceasta, fiindcă primul scop major în căutarea lor, prima lor preocupare majoră, a fost să-L întâlnească pe Iisus. Apoi știți că oamenii ăștia ormai mai au avut o preocupare? Dar înainte să mergem la ea, dăm voi să te întreb în seara asta din multele căutări ce le ai în fiecare zi. Ai poate pe agenda nota la ora 9, te întâlnești cu, cu, Tărescu, la 11 și jumătate, altceva pe agenda, la amiaz, programezi unde e masa, acasă, poate undeva în oraș, și avem noi multe notate pe agenda. Întrebarea mea este din multitudinea de căutări, de programări zilnice, în programul nostru în fiecare zi avem și căutarea aceasta de a ne întâlni cu Isus. Știți, sunt oameni, pe mine mă și miră, unii atâtea căutări au. Și spun, Domnule, așa de scurt timpul ăsta? Parcă ar da timpul înapoi! Știți că sunt oameni care ei nu cred că există ceva după această viață și vă spun de ce nu cred, nici n-ar vrea să existe, fiindcă pentru rai nu s-au pregătit să ajungă în raiul lui Dumnezeu, iar în iad nu vor să meargă. De aceea cei mai mulți dintre oameni zic, nu există nimic când se termină viața asta. Nu există, că nici nu vor să existe. Pentru că ei nu și-au pregătit sufletul pentru marea întâlnire cu Dumnezeul adevărat. Nu l-au căutat, nu avut ca obiectiv major în viața lor, întâlnirea cu Dumnezeu. Oamenii ăștia spuneam că ori mai avut un obiectiv major în preocuparea lor de a-L căuta pe Domnul Isus Hristos. Știți care a fost obiectivul acesta? Ne-a amintit tot aici în versetul 2. Zice, am venit să ne închinăm cui? Lui, cu lâmare. lui Lui, când au intrat în casă și au întâlnit pruncul cu pămare și pe mama lui Maria, ea și un mare aici, nu întâmplător, zice, i s-au închinat în versetul 11. Oameni buni și Irod era un împărat. Spuneam adinea ori, vă aduceți aminte în anul 40 înainte de Hristos, Irod a primit titlul de împărat peste Judea de la Cezar Augustus și oamenii ăștia ajuns și în Ierusalim ne de nou împărat născut. Nozi s-a împătut atâta drum, acum ce să facem? Ne întoarcem înapoi, mai mergem înainte. Uite și Irod e un împărat. Păi hai să-i aducem la Irod închinare ne proșteanem în fața lui Rot și ne închinăm lui. Dar ei nu zic asta, nici nu fac asta. Ei zic, noi n-am venit să ne închinăm lui Rot, noi căutăm pe împăratul de curând născut, lui vrem să ne închinăm! Și când au ajuns la Betlehem, unde era întrupat Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, și au intrat în casa aceea, nu s-au nu la picioarele mamei Domnului Iisus Hristos, la picioarele Mariei, se aducă ei închinare, ci ei s-au închinat, cui? Lui! Oameni buni, stimați frați, stimate surori, stimate doamne, noi avem tot respectul ca biserică a Domnului pentru ce a însemnat Fecioara Maria pentru viața ei extraordinar de frumos trăită lângă Dumnezeu. Însă niciodată n-am venerat-o și nu am idolatrizat-o pe Maria și nu-i aducem închinare Mariei cu tot respectul care avem pentru ea. Avem respect pentru toate Doamnele, pentru toate Domnișoarele, pentru toate femeile. De aceea le-am urat și la am ani și le-am binecuvântat în ziua de astăzi și în seara aceasta aici la biserică. Dar noi nu aducem închinare oamenilor. Închinarea noastră, în totalitate și în exclusivitate, se aduce unuia singur și acesta este Isus. Numai Domnului Isus Hristos. Trebuie să-i aducem închinarea noastră. Și asta trebuie să fie o preocupare zilnică în viața noastră. Sunt unii care atunci când deschid ușa unei biserici, au o preocupare, domnule, nu le-a dat-o nici Dumnezeu, n-au nici mandatul ăsta pentru viața de zi cu zi, nu e nici din domeniul lor de activitate, dar știți ce fac oamenii ăștia? Vin la biserică și fac pe croitorii. Să uită din creștetul capului până în tălpile picioare. Mă, cum s-a îmbrăcat cu sau cu tăreasc? Ce pantofi și-a în picioare? Ce haină de costum? Ce cămașe? Ce... Și continuăm lista. Apoi uh, sunt foarte atenți la ce oră ai intrat pe ușa bisericii, la ce oră te ridici să pleci de, din sanctuarul bisericii de la închinare. Apoi uh, au făcut predicatorul greșeli gramaticale, a ridicat tonul prea tare, a vorbit prea încet să nu aud până pe ultimul rând. Cum oricând avrați, da, Vânător de greșeli, oamenii ăștia vin setați, greșit de acasă, indiferent la ce biserică se duc. Noi ar trebui să venim setați cu următorul gând în mintea noastră, să venim să ne întâlnim cu Isus și numai Lui să aducem închinarea adevărată. Mi-a povestit un tânăr, zice, ani de zile, a mers la biserică având preocupări false. Ani de zile. Zice, ba, dincolo de preocupările alea false, ce le aveam când veneam la biserică, zice, să vezi ce șmechere e diavolul. Încet, încet m-am depărtat de biserică. Încet, încet m-am îndepărtat și de Biblie, m-am îndepărtat și de Dumnezeu. Dacă altă dată veneam cu preocupări greșite la biserică, am ajuns să nu mai merg la biserică. Am ajuns să nu mai împese de relația cu Dumnezeu. De ce zice Dumnezeu despre mine? Și m-am depărtat rău de Dumnezeu, îmi spunea ea. Într-una din zile a venit un gând, a zis, bine am ajuns eu. Nu. Uite ce rău am ajuns, în ce stare critică. Și și-a pus în gând auzind că într-o biserică dintr-un oraș din România, într-o seară, era seară de închinare, de rugăciune, seară prelungit. Și a zis, pentru ultima dată, am să intru în acea biserică, s-a dus pe ultimul rând la balcon și a zis, dacă Dumnezeu nu-mi vorbește pe limba mea, pe înțelesul meu, foarte clar, foarte explicit, eu n-am să mai car la biserică niciodată. Și vin pe ultimul rând la balcon, în seara aceea prelungită de închinare. La biserica aceea, un oraș de la noi din țară, era un vas de lucru, un om al lui Dumnezeu, un proroc autentic. De jos, din sala bisericii, s-a dus până pe ultimul rând la balcon. Și când a ajuns acolo, a pus mâna pe umărul lui și a zis, așa îți vorbește Dumnezeu tânărului. Și a început să deruleze să-i vențe din viața lui. Și a zis el, îmi conutam Batista în buzunar și vețele. Am început să plâng, zice, pe obrajii mei, curgeau lacrimi legate pe obrajii unui copil mic. Zice, ne găsim șervețele batiste, la un moment dat mi-am pus ambele mâini în față, plângeam, mă scuturam de plâns și am zis, Doamne Dumnezeule, nu se poate așa ceva, nu-mi vine să cred. Și spunea el, relatându-mi, în seara aceea Dumnezeul Dumnezeilor, regele regilor mi-a schimbat viața, dar știți ce s-a mai întâmplat? În seara aceea mi-a schimbat Dumnezeu atitudinea, preocupările și ce când vin la biserică, vin cu alte preocupări. Eu vin, zice, să mă întâlnesc cu Isus. Și eu vin doar lui Isus Hristos să-i aduc închinarea mea. Și să-l aud pe El vorbindu l cercetându-mă, dacă lui Dumnezeu i-a schimbat viața în acea seară și era pe ultimul rând la balconul acelei biserici, știi că și ție acest mare Domn și Dumnezeu îți poate schimba viața și traiectoria drumului în seara asta. Știi că și de tine se poate atinge El, îți poate schimba mentalitatea, gândirea, poate face un om nou din tine în această seară, îți poate schimba preocupările și din seara asta când vii la închinare în biserica lui Dumnezeu. Să vii setat cu dorința asta. Mă duc la închinare să mă întâlnesc cu Isus Hristos și doar Lui să mă închin, fiindcă este singurul care în exclusivitate merită închinarea oamenilor. Și în ultimul rând în seara aceasta, cum trebuie să-L mai căutăm noi pe Regele Isus? Am văzut perioada de timp în care oamenii aceștia lor căuta pe Domnul Isus Hristos. O perioadă de har, o perioadă delicată, dar nu o perioadă imposibilă. Am văzut preocupările acestor oameni în căutarea lor după regele Iisus Hristos. Prima preocupare majoră a fost să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos. Iar imediat după aceasta, cea de-a doua preocupare majoră a lor a fost să-I aducă închinare Domnului Iisus Hristos. Dar se pune întrebarea în seara aceasta, cum l-au mai căutat ei pe regele Iisus Hristos. Și ne vom uita la al treilea adevăr în această seară, și anume la piedicile pe care acești oameni le-au întâlnit în timp ce îl căutau pe Domnul Iisus Hristos. Știți că întotdeauna când Dumnezeu atrage oameni la sine ca să-L caute, vor exista și probleme, vor exista și piedici. Orice căutare spirituală, orice căutare după Dumnezeu adevărat aduce cu sine oameni buni și împotrivire și luptă. Mi-ar fi plăcut să fie altfel. Dar știți ce spune o cântare? Fără luptă nu -i. Și cântarea asta nu din hot news nu e din presa viacului nostru. Cântarea asta e din Biblie. Cine luptă până la capăt va fi încununat de acest mare rece. Apropo, să vă dau niște exemple din viață. Propuneți o lună de zile să vii la fiecare slujba bisericii, la fiecare, să nu lipsești nici în timpul săptămânii, nici duminica. Și apoi luna următoare, propuneți să nu vii la nicio slujbă. Și ascultă în seara asta. Fă un calcul, o analiză. Să vezi când a fost lupta mai grea, când au fost bătăliile mai crâncene. Îți spun eu în această seară, când ți-ai propus să vii și să nu lipsești, lupta și împotrivirile au fost mult mai mari. Propuneți o lună de zile să deschizi cartea asta, Sfânta lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, și în fiecare zi să citești din ea două, trei capitole, și apoi luna următoare. Nu citi niciun cuvânt din Biblie. Vrei să știi? când va fi lupta mai aprigă, când vor fi bătăliile mai mari, din punct de vedere spiritual și nu numai, îți spune o seară asta, când vei începe să deschizi Biblia și să citești din ea regulat. Propuneți luna care urmează, în fiecare săptămână să ai măcar o zi de post, post negru, să nu bei apă, să nu mănânci nimic de dimineața până seara. Și apoi luna următoare, nu posti niciuna din zile, ba din contră, dincolo de trei mese pe zi să ai 4-5, să mănânci și la 10 seara și la 12 noaptea, să mănânci pe săturate de numai numai să te pui cu burta plină la somn. O să spun eu când o să fie lupta mai mare din punct de vedere spiritual. Nu atunci când ai mâncat și la KFC, ai mâncat și acasă ce ai vrut, ai băut sucul ăla preferat, ți-ai făcut cafeaua de 3-4 ori în zi, nu, ci când ai început să postești o zi în fiecare săptămână, să nu mănânci nimic, să nu bei apă, să postești și de la telefon, și de la calculator, și de la TV. Lupta a fi mult mai aprigă. Știți că apropierea de Dumnezeu de Domnul Domnilor, de Marele Rege Iisus Hristos, nu ne ferește de piedici și de probleme. Știți că la fel ca și magii care au întâmpinat piedici altădată, la fel e și astăzi când vrei să umbli după Dumnezeu și să-L cauți. Apropo, știți care a fost prima piedică întâlnită de oamenii aceștia în drumul lor, în căutarea lor după Iisus? L-au căutat pe Domnul Iisus Hristos într-un loc greșit. Știți unde s-a născut Iisus? Biblia spune în textul din această seară foarte clar. În Betleemul din Iudeea. Știți unde îl caută oamenii aceștia inițial pe Domnul Isus Hristos? La Ierusalim, probabil în rațiunea lor, în gândul lor au zis N-are cum să se fi născut împăratul acesta într-un alt loc decât în Ierusalim Păi Ierusalimul era cetatea mare lui împărat Ierusalim era cetatea templului Ierusalim era centrul religiei la ora aceea Întrebare banală Unde te-ai fi așteptat să se nască un nou rege? într-un sătun neînsemnat ca Betleemul, undeva la țară sau un faimos oraș, Ierusalim. Păi credeți că eu m-aș aștepta în această seară de o marte ca viitorul, viitor, viitor, viitor președinte al României să se nască în spitalul de la noi de la Jebel? Nici vorbă de asta. Sau într-un sătuc din România? M-aș gândi la București, m-aș gândi poate la un oraș faimos, popular, important din Europa, la nici de cum, undeva într-un sătuc. Și apropo, oamenii aceștia, magii de altădată au fost sinceri în căutarea lor, ba chiar dedicați în căutarea lor după acest rege, doar că au avut o singură problemă. Îl caută într-un loc greșit. Atâția oameni astăzi, în 2024, sunt sinceri în căutarea lor după adevăr, în căutarea lor după Dumnezeu. Ba chiar unii dintre ei sunt foarte dăruiți pentru aceasta. Numai că au și ei hiba aceasta, această mare problemă. Îl caută pe regele regilor, pe Domnul Isus Hristos, într-un loc greșit. Am întâlnit un om într-o zi, domnule, enciclopedie omul acesta mi-a povestit din istoria bisericii din secolul I după Hristos până prin secolul V, stăteam gură cască, ochii mari și am zis, incredibil ce memorii, incredibil câtă știință. La un moment dat îl opresc respectuos și zic, domnule nu vă supărați, puteți să-mi spune și mie care e versetul de aur al Bibliei? El s-a uitat la mine și foarte legam, fiindcă nu știa, vrând să se scuze, a zis, auzi, Biblia, cartea lui Dumnezeu e plină de versete de aur. Și zic, domnule, nu pot să vă contrazic, aveți mare dreptate, dar din toate versetele de aur ale Bibliei, puteți să-mi spune și mie, pe cel mai de aur dintre toate. Și s-a uitat la mine și nu știa ce să spună. Și zic, hai că vă zic eu, la cea de-a patra Evanghelie, Evanghelia după Ioan, în cel de-al treilea capitol, la versetul 16, acolo e cel mai de aur verset din toată Biblia. Și am început să îl citesc, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și m-am oprit să văd dacă știe să-l continu. Habar n-avea. Fiindcă a dat pe singurul să fiu, zic eu, pentru ca oricine, auzi, oricine, și românul, și romul, și australianul, și cel din Africa, indiferent din Europa, din America Latină, indiferent de unde, fiindcă oricine crede în el. Să nu, adică să nu se ducă în iad într-o zi. Adică să nu ajungă în pierzare eternă, ci să aibă parte de, de viață vești. El mi-a povestit în ziua aceea, cu detalii din tradiția bisericii, primele espi, secole după Hristos. Și când am oprit câteva secunde să-l întreb versetul de aur al Bibliei, habar n -avea. Sunt atâția oameni, în loc să-L caute pe Domnul Iisus Hristos la biserică, îl caută temil pe unde? În coate și în genunchi. Și aleargă după Dumnezeu peste tot și nu deschid ușa bisericii să vină să-L caute. Nu-i trist. Îl căutăm în tradiție și nu-L mai căutăm în cartea asta pe care n-a putut să o desfințeze nimeni. A rezistat și rezistă și va rezista până la capăt. Slăvi să fie Dumnezeul acestei cărți. Cineva spunea că dacă s-ar distruge toate Bibliile la un moment dat, în scurtă vreme s-ar putea reface Biblia în bibliotecile lumii acesteia, în cărțile care există la ora aceasta. Sunt toate versetele din Sfânta Scriptură în așa fel încât doar ar trebui puse cap la cap și Biblia s-ar reface dacă cineva a luat toate Bibliile de pe planetă și le-a dat foc. Există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Slăviți să vie Dumnezeul aceste Biblie. Știți că oamenii ăștia ori m-a întâmpinat o piedică în căutarea lor. Dar dați-mi voi să vă spun ceva în seara asta, înainte de a vă aminti această piadică. Cineva și-a imaginat următoarea întâmplare, zice că diavolul într-o zi se plimba pe o stradă cu ungerii căzuți. Și în timp ce se plimbau ei, un om, un pământean, s-a plecat jos și a luat o bucată de hârtie de jos cu ceva. Și un înger căzut îl întreabă pe satana, zice, ce-a luat omul ăla de jos? Zice, o ortie cu o parte de adevăr. Și zice, nu e supărat diavolul, nu ești deranjat cu la de jos cu partea aceea de adevăr. Și diavolul a zis, nu ți deranjat absolut deloc. Chiar deloc, zice, nu. Păi de ce? Zice, o să vezi dintr-o ortie cu o parte de adevăr, nu o să facă omul nostru mai mult decât o religie. O religie și atât, punct într o bucățică de adevăr, n-ai cum să faci mai mult de atât. Charles Purgeon, prințul predicatorului, ăsta predica la zeci de mii de oameni odată și când făcea chemare la finalul predicii cu sutele și cu miile, se întorceau la Dumnezeu. Într-una din predicile lui a zis așa, te sfătuiesc să crezi în Dumnezeu până la capăt sau să nu mai crezi în El deloc. Crede fiecare literă din Biblie sau nu mai crede deloc în ea. Ori totul, ori nimic Dumnezeu nu vrea jumătăți de adevăr Sau o convingere pe jumătate Dumnezeu vrea tot adevărul Și o convingere de plină Altfel, spunea Spurgeon Te vei trezi după viață de om Că ai crezut degeaba Ai crezut în zadar Asta a fost prima piedică A macilor în căutarea lor după Domnul Isus. După acele regiul, l-au căutat într-un loc greșit, cea de-a doua pe atică, și ultima. Ori întâlnit în căutarea lor oameni total nepregătiți. Pe păi ce credeți? Irod împărat era pregătit pentru căutarea lor? Nici vorbă. Ăsta când află că s-a născut un nou rege, se tulbură de numai numai, încât prin tulburarea lui tulbură tot Ierusalimul. Credeți că preoții cei mai de seamă și cărturarii vreme, adică oamenii învățați ai vremii, erau pregătiți pentru venirea lui Hristos în lume și pentru căutarea magilor? Nici vorbă, nici poveste de asta. Întreabă Irod, zice, ia veniți în coace. Voi ați auzit că trebuie să se nască un nou rege. Zice, dar cum să nu? Păi ce spun scripturile despre asta? Păi uite ce spun, că la Betleem, auziți, trebuia. Nu dacă și-o fi trebuia să se nască Hristos. Păi și cum Betlemul la 9 km de noi, de aici? Și nu mergeți din curiozitate să vedeți, mă, e real ce se spune. S-a născut un nou împărat. E așa cum zic oamenii ăștia care au venit de la atâta depărtare. Oamenii ăștia știau scripturile. Dar aveau o inimă rece, indiferenți, pasiv. Ce ne pasă nou că sunt născut un nou împărat? Noi îl avem pe irot. Te confrunți în căutarea ta după Dumnezeu cu oameni total nepregătiți. Oameni indiferenți la căutarea ta, oameni care se tulbură, se agită, când aud că tu vrei să-L cauți pe Domnul Isus Hristos, poate membrii din familia ta, poate colegi de la locul de muncă sau de școală, poate vecinii tăi zic, mă, și-o chișe și orizontul, și-o îngusta viața. Atâția oameni, când aud că cineva se pocăiește, de parcă în Biblia lor n-ar scrie despre pocăință. Nu există Biblie tradusă în limba română în care să nu apară cuvântul pocăință. Am spus cândva la o mormântare la noi în Timiș, am zis așa, oameni buni, nici mie nu-mi plac toate cuvintele din limba română. De pildă cuvântul spital, nu-mi place absolut deloc. Am tot respectul pentru doctor, asistente, asistenți și așa mai departe, dar nu-mi place cuvântul spital. Asta nu înseamnă că îl scot din limba română sau că dacă am nevoie nu mai trebuie la spital. Că unul zicea mie, bă îmi place la voi la biserică de numai numai Cum cântă fanfara voastră, corul Îmi plac predicile, zice Dar când vă aud, că voi nu puteți Dacă nu ne amintiți ceva, măcar două minute de pocăință zice asta nu suport, nu-mi place cuvântul ăsta, e învechit Și zic nici mie nu-mi plac, multe cuvinte Unul vi l-am amintit deja în seara asta Dar asta nu înseamnă că le anulăm din limba pe care o vorbim și cum ai nevoie de spital de atâtea ori în viața asta. Și cum ai nevoie de medicamente uneori de la farmacie și de injecții. Ascultă-mă, pocăința mea e mai importantă ca un medicament, ca o injecție și ca și cuvântul spital. Și sunt oameni care aud, Domnule, vrea să se întoarcă cineva la Dumnezeu, să se bocăiască. Ei se tulbură de numai numa. Ascultă-mă în seara asta. Va trebui să învingi indiferența oamenilor din jur, religiozitatea lor, în pofida tulburării multora. Va trebui să perseverezi, să continui, să-L cauți pe Domnul Isus Hristos până-L vei găsi. Biblia zice, pur într-unul din profeții mari, cine mă va căuta din toată inima, mă, mă va găsi. Perseverența trebuie să învingă indiferența oamenilor din jur, a oamenilor împotrivitori. Perseverența în căutare te va ajuta doar ea într-o zi să-L întâlnești pe Iisus și să poți doar Lui să aduci în chinare adevărat. Și știi ce mai face perseverența asta? Te va ajuta într-o bună zi să dai ce ai mai bun pentru Hristos. Oamenii ăștia ajungând în Ierusalim și ne de împăratul nou născut, nu au zis, bă, să aruncăm noi aurul, smirna și tămâia. Să fie mai ușoară trăsura cu care am alergat până aici. Nu. Ei s-au dus mai departe, perseverând în căutarea lor. Și când s-au întâlnit cu acest mare și minunat rece, i-au adus și au avut mai pun pentru că au perseverat în căutarea lor. Și în seara asta, Cristos nu cere aurul lumii. Nici euro, nici dolar nici leu românesc. În seara asta cel mai prețios lucru care îl ai e inima ce a pus-o Dumnezeu în tine. Și el zice, fiule, dă-mi inima ta mie. Doar perseveranța asta în căutarea după Dumnezeu îți va da un nou drum, o nouă direcție. Vei găsi drumul, nu care duce pe la erozii lumea acestea, ci drumul care duce spre raiul lui Dumnezeu. Știți că de curând, de câteva luni de zile s-a întors la Dumnezeu regele muzicii reggaeton, Daddy Yankee. Apar ceva postări cu el și în limba română și în presa de la noi. Am fost curios, cineva mi-a procurat filmarea de la ultimul concert al lui în limba engleză. N-am mai putut de curiozitate că am auzit vorbe și vorbe. Știți că piesa aceea, am auzit și eu despre ea, ce-a cântat-o el până nu s-a pocăit, despasit E cea mai vizualizată din lume, de pe planeta asta. Peste o miliarde de vizualizări. Foarte cunoscut acest Day Yankee. La ultimul concert în față la zeci de mii de oameni. Era îmbrăcat ca altă dată la concertele lui vechi și uneori numai ăsta nu s-o pocăi. El a știut ce a făcut în acea zi, fiindcă a vrut nu doar să șocheze o lume întreagă, ci să transmită următorul mesaj întregi umanități. Înainte de a arunca microfonul și de a coborâ de pe scenă și de a ocoli scena aceea și de a lăsa zeci de mii de oameni cu gura căscată și cu ochii mari, Daddy Enchi a declarat următoarele. Oamenii mei, această zi este cea mai importantă din viața mea și vreau să vă împărtășesc. Pentru că nu este același lucru să trăiești o viață de succes sau o viață cu scop. Și zicea Daddy Enchi, mult timp am încercat să umplu acel gol în viața mea pe care nimeni nu l-a putut umple. Încercam să completez și să găsesc sens în viața mea. Uneori părea să fiu foarte fericit, adică cum zice englezul, foarte happy, dar lipsea ceva și trebuie să vă mărturisez, zicea el, că cele zile s-au terminat. Cineva, auziți, a putut să umple golul ce-l simțeam de mult timp. Mi-am dat seama, zicea el, că pentru toată lumea eram cineva, dar eu eram nimic fără el. Am putut călători, zice Day de Yankee, în lume, ani întregi, câștigând multe premii, multe aplauze, multe laude, dar mi-am dat seama de ceva ce spune Biblia, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul. Și înainte să dea drumul la microfon pe scenă, știi ce a zis Day de Yankee? Vă citesc. Așa că nu mi este greu să spun în fața lumii întregi. Eu l-am ales pe Isus. În mine, spunea de Dianchi, trăiește Isus. Știi cine este acest Isus? Știi că în chimie, într-o zi, el a transformat apa în vin? Știi că în biologie s-a născut fără a fi conceput normal? Știi că în fizică, într-o zi a sfidat legea gravitației? Dacă eu țin Batista asta în mâna mea și îmi trag mâna, spuneți-mi, se duce Batista în sus sau în jos? E clar, se duce în jos. El într-o zi s-a înălțat la cer, sfidând legea gravitației. Știți că acest Iisus Hristos într-o zi a contracarat legea creșterii costurilor relative când la 5.000 50 de oameni le-a dat de mâncare cu câte pâini? Cu 5 pâini și au zis cu 2 pești. În guvernare a zis că el e consilierul minunat, prințul păcii, sfernicul sfernicilor. În istorie a zis că el este începutul și sfârșitul. Și în religie a zis nimeni nu ajunge la tatăl din ceruri decât prin, decât prin el. Prin acest domn al domnilor, prin acest rege minunat, prin acest Dumnezeu, Iisus Hristos este numele Lui. El este calea, adevărul și viața. Doar prin El se ajunge în raiul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm. Așa să plecăm capetele. În seara aceasta de vineri, 8 martie 2024, stai în fața Dumnezeului care te-a creat. Omule bun, tu nu stai doar în fața unor oameni în seara aceasta și în fața unui predicator care ți-a vestit Evanghelia, ci în seara aceasta, întâi de toate, stai în fața marelui Creator, acelui care ți-a dat viață și a făcut ca inima ta să bată. tu îți dai seama ce prețios ești înaintea Lui, că ți-a dăruit sănătate, ți-a dăruit putere, ți-a dăruit o nouă zi și a hărăzit pentru tine momentele acestea ca să fii în casa Lui de rugăciune, aici în Biserica Golgota, ce har! pentru tine să fii aici, ce binecuvântare sfântă! Puteai să vii pe un pat de reanimare, puteai în această zi să ai un accident de mașină, putea să crape inima în tine și să nu mai existi. Dar Dumnezeu ți-a dat viață, ți-a dat sănătate. Ești tânăr și tânără, bărbat și femeie. Indiferent de vârsta care o ai, indiferent de etnie, indiferent câte limbi vorbești, câtă știință cunoști. În seara aceasta stai în fața mare lui Dumnezeu, care este creatorul tău. Și El te întreabă în Biserica Golgota, sunt eu și tatăl tău? Sau doar creatorul tău? Pentru că nu-i tot să ai pe Dumnezeu de creator sau să-ți devină Dumnezeu și tatăl cu tată ai o relație, cu tată vorbești, cu tată ești în părtășie, în comuniune. El vrea să devină în seara aceasta și tatăl vieții tale. Te-a creat, te cunoaște mai bine ca oricine. Și El vrea să spună, primește-mă în inima ta. Vreau să intru, să-ți mântuiesc sufletul. Vreau să te curățesc de păcatele tale, să te scap de vicii, de patimi să te eliberez de lucruri diabolice, să fac din tine o persoană nouă, un om nou, să schimb drumul vieții tale, să-ți dau semnificație, să-ți dau o nouă tinerețe, să-ți dau o nouă viață, o nouă bătrânețe, Iisus! Este aici la Golgota în Hunedoara El care a murit pe dealul căpăținii și pentru păcatele tale Omule bun vrea să spele păcatele în seara asta Să te ierte de ele Să te libereze, să intre în inima ta Și să pășească cu tine spre casă Și apoi să intre și să rămână în casa ta Să schimbe viața, să schimbe drumul, să schimbe familia Să ai pace din seara asta, să ai asigurarea iertării păcatelor să fiu un nou început pentru tine și să spui, Doamne, îți mulțumesc că te-ai arătat și mie în seara asta. Mulțumesc că mi-ai vorbit pe limba mea, mi-ai ieșit înainte. Înainte de a te căuta eu, înainte de a te găsi eu, m-ai căutat tu în dragostea ta imensă. Te-ai arătat mie prin Sfânta Biblie și mi-ai vorbit, Doamne, atât de clar încât în seara asta nu pot să plec fără tine de la biserică. Eu n-aș mai băga o bucată de pâine în gură mi-ar fi greu și să mai respir dacă aș ști că din viața mea nu face parte acest Dumnezeu, acest mare rece, mântuitorul oamenilor Iisus Hristos. Tu îți poți permite în seara asta să mănânci, să bei un ceai cald sau poate un pahar de suc sau un pahar de apă. Te poți pune liniștit la culcare și să dormi indiferent, fără să spese de Cel care ți-a dat viață, de Cel care l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele tale, ca să-ți mântuiască viața, să nu te duci în ghenă, să nu mergi în pierzare veșnică, să nu te duci în iad. În seara asta El este aici să-ți izbăvească sufletul de la moarte. O, îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim că ne prețuiești așa de mult. Îți mulțumim că ne-ai vorbit din nou în această seară. Îți mulțumim că ne-ai dat șansa fiecăruia dintre noi să te căutăm. Unii dintre noi te-am găsit, dar ne-ai găsit tu mai întâi. Mulțumim pentru întâlnirea aceasta frumoasă, minunată cu tine, Doamne. Mulțumim că ne-ai dat harul să ne închinăm înaintea ta. Mulțumim că ai rânduit o perioadă de timp în care omul te poate căuta. Ai în înțelepciunea aceasta de a te căuta, Doamne, chiar dacă vremurile sunt grele, delicate, totuși, Doamne, mulțumim că ne da sorți de izbândă în a te căuta și în a te urma pe Tine, Doamne Dumnezeule. Dacă sunt unii care zic că până la Tine ne papă Sfinții, că nu spasă de noi, că e imposibil să te găsim, să te căutăm, Doamne, Tu ai contrazis în seara asta. Și ai spus, cât de mult le iubești sufletul și cât de mult îți pasă de fiecare om. Nu ne-ai fi vorbit Doamne, nu ne-ai fi căutat în dragoste Ta, n-am fi auzit cântările acestea atât de minunate și Evanghelia Ta atât de adevărată și inspirată, dacă nu ne-ai fi iubit. Doamne, nu-i adevărat, până la Tine nu ne papă sfinți, ți-e spasă de noi, fiindcă ne-ai creat și ai pus în noi un suflet nemuritor, care vrei, Doamne, ziua veșniciei să fie mântuit. Ne dorim să petrecem eternitatea cu Tine. Vrem, Doamne, o veșnicie întreagă să fim cu Tine, nu doar la întâlnirile de la biserică. E minunat, Doamne, în prezența Ta, e cel mai minunat! Nu ne lăsa, Doamne, să ne dezlipim de Tine. Nu ne lăsa să plecăm de lângă Tine. Te rog în seara aceasta să mântuiești oamenii aici, ajută-i să ia decizii înțelepte, să fie seara împăcărilor cu tine și să-și dorească din momentele acestea să calce pe urmele tale, să te caute. Tu ești cel ce ai promis că te lași găsit și drumul și viața împreună cu tine este cea mai frumoasă. Mulțumim, Doamne, pentru întreaga seară, pentru harul Tău minunat, pentru cuvântul Tău viu și lucrător, pentru prezența Ta sublimă, numele Tău să fie slăvit. În numele Domnului Isus Hristos, Regele Regilor, Domnul Domnilor, singurul mântuitor al oamenilor, m-am rugat și îți mulțumesc că m-ai primit. Amin.